Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ucraina, Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina trebuie să obțină sprijinul politic, moral și spiritual pe care îl merită. Este mesajul președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. Volodymyr Zelensky le-a cerut liderilor UE să aleagă între Bruxelles și Moscova și să nu-i ofere lui Vladimir Putin victoria anului. Republica Moldova nu prezintă nicio valoare pentru comunitatea statelor independente, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Președinta Parlamentului European a trimis un mesaj de încurajare pentru Republica Moldova la summitul de la Bruxelles. Țara a lucrat foarte bine la reforme. Roberta Metsola a declarat că așteaptă alături de ea colegi moldoveni. These two countries have delivered. They've done so under the most difficult of circumstances. The next step now is to open the accession negotiations and such a decision would not be born out of political expediency or any fast track, but it would really be a decision based on merit, on the respect for our criteria. Este o investiție în securitate, a subliniat Roberta Metsola. So on enlargement, very clear. This is a win-win situation. Ukraine should be given the moral, political, financial support that it deserves and we all need for our own security. Same with Moldova, same with Georgia and Bosnia-Herzegovina. Potrivit președintei Parlamentului European, Republica Moldova și Ucraina au livrat rezultate în cele mai dificile circumstanțe. Următorul pas este deschiderea negocierilor și această decizie ar fi una bazată pe merite, pe respect pentru criteriile UE. Același lucru se referă la Bosnia și Herzegovina și Georgia, precum și pentru Bulgaria și România, legat de aderarea la spațiul Schengen. Republica Moldova este deja ancorată ferm pe calea europeană. Inițierea negocierilor este un pas tehnic și, bineînțeles, ne dorim ca acesta să fie făcut rapid. Declarația aparține șefei statului Maia Sandu. Aderarea la UE înseamnă, în primul rând, transformarea statului nostru într-un stat de tipul statelor Uniunii Europene. Și pe calea acestor transformări nu ne oprim indiferent de faptul dacă decizia va fi vineri sau dacă decizia va fi luni. Știm ce avem de făcut. Trebuie să avem instituții care corespund standardelor instituțiilor europene. Trebuie să avem un mod de a guverna țara la toate nivelurile similar modului de guvernare în statele europene. Trebuie să muncim în continuare ca să aducem standardele de viață ale cetățenilor la nivelul standardelor de viață în țările Uniunii Europene cu ajutorul Uniunii Europene. Președinta i-a îndemnat pe cetățeni să-și amintească unde erau acum 2 ani când nu era nici vorba de depunere a cererii de aderare, de acceptarea cererii și oferirea statutului de țară candidată. Deci trebuie să apreciem totuși că am făcut pași mari în această perioadă, într-o perioadă foarte scurtă și, repet, suntem angajați ferm, suntem ancorați ferm în acest proces. Noi am muncit, autoritățile au muncit și avem un raport de evaluare foarte bun și la ziua de astăzi toate statele membre ale Uniunii Europene au spus că susțin nu doar procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar și inițierea negocierilor. Când e vorba despre nevoia de a face pași siguri pe calea integrării europene, există mai multe priorități. Reformele pe care trebuie să le facem sunt multidimensionale. În absolut toate domeniile trebuie să facem reforme. Unele sunt mai urgente, altele vor fi făcute ulterior. Cele urgente și importante le cunoaștem cu toții. Este reforma justiției, este consolidarea capacității statului de a combate corupția, sunt reformele care țin de domeniul economic, care să crească competitivitatea economiei a produselor noastre, dar și pe partea de mediu și deci pe partea de transporturi, infrastructură,
energie absolut în toate domeniile, trebuie să facem transformări. Și aceste transformări sunt în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Acesta este scopul. Vocea Basarabiei a întrebat cetățenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce înseamnă să fii pro-european în Republica Moldova. A ne integra în Uniunea Europeană. Ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, să alinieze la legile europene, la standardele europene, la tot. Să ai niște valori umane mai mult. Значит, наверное, во-первых, согласиться с налогообложением, то есть таким, как в Европе. Это значит нормально платить налоги, а не уходить от них. Это, естественно, не давать уже взятки. Это, естественно, миновать корупцию. În primul rând, putem porni de la prefixul ăsta din față. A fi pro înseamnă că a fi pentru ceva, a fi pentru Europa. Europa este o, nu știu dacă îmi permis să zic așa, o aglomerație de state care au un scop comun. Este vorba de democrație, este promovarea drepturilor și libertăților omului în fiecare țară în parte. Și dacă ne asumăm să fim pro-european ca țară, înseamnă că suntem de acord cu principiile întregului colectiv european. Care sunt partidele pro-europene în Republica Moldova? Cred că Partidul Acțiune și Solidaritate, ăsta este în primul rând. Celelalte care ar mai fi, că îmi scap acum, liberal, dacă era sau nu știu dacă este acum. PAS, Democrația Acasă, Partidul Național Liberal, Partidul Liberal. PAS, asta primul. Și atât? Majoritatea, da. Care s-au declarat, cunosc univa vreo 5, dar ca atare, mai puține. Ce cunoașteți despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Nu, acum președintele țării, Maia Sandu, are legături strânse, pleacă, vine, adică vin bani, parcă e bine. Relația începe, la un început, se confirmă că e în mare dezvoltare, dar după cum vedem, suntem un pic totuși în spate cu mult. Adică am fi vrut niște pași mai productivi, mai prosperi, pentru că în primul rând important este omul. Și omul la noi este în suferință până ce. Ну, насколько я понимаю, в принципе, Европейский Союз хвалит Молдову. В принципе, они видят в Молдове какую-либо перспективу во вступление в Европу. И насколько я понимаю, что даже где-то вот сейчас будут принимать какое-либо решение о сроках вступления Молдовы в Евросоюз. În total, nu știu că foarte multe fonduri Europa ne ajută, de foarte multe fonduri pentru Moldova. Unica că nu văd rezultatul. Interlocutorii au mai fost întrebați dacă știu unde ajung banii oferiți Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Se vorbește la știri, în mass media, că banii europeni se investesc în drumuri, se investesc în dotarea spitalelor, în învățământ, în diferite domenii care necesită investițiile. Personal nu cunosc, dar nu prea văd să ajungă la public. La oamenii de rând. Но, скорее всего, на улучшение инфраструктуры, дороги, тот же общественный транспорт и так далее. Конечно, это не особо видно. Cred că populația simte, mai ales cu anul trecut, cu recompensa sau compensațiile care au fost pentru căldură, pentru gaze. Ce așteptări aveți de la viitoare cooperare Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Un trai mai bun a Republicii Moldova. O dezvoltare mai bună a tuturor domeniilor. Aștept ca să fie făcuți deja pași practici, pentru că noi am avut așteptări și mereu avem încă un an, încă doi, încă... Deci suntem chiar deja când trebuie să facem niște pași concreți și la subiect. Я думаю, придут к соглашению, Молдова все-таки вступит в Евросоюз. Ну, потому что мы как-никак мы тянемся в ту сторону больше, нежели чем в сторону СНГ-шных стран, где все по факту разваливается уже. Deci, doar lucruri bune, doar lucruri necesare. Cât Republicii Moldova, atât și
Uniunii Europene. Subiectul aderării la Uniunea Europeană prinde contur. Într-un an s-a redus din numărul părerilor neutre sau sceptice la aderare și tot mai mulți cetățeni susțin acest demers. Sunt datele studiului realizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE a crescut într-un an în rândul cetățenilor moldoveni cu circa 4,2%. Mai mult a scăzut numărul celor indeciși și a oponenților aderării la UE. Astfel, în prezent, mai mult de jumătate dintre moldoveni se arată pentru acest demers, 55,4%. Totodată, peste jumătate din cetățeni sunt puțin sau slab informați cu privire la Uniunea Europeană, iar un sfert consideră Federația Rusă drept o piață cheie de export pentru produsele autohtone. Această percepție eronată ce situează Moscova pe al doilea loc în rândul piețelor de export menționate de către respondenți este puternic alimentată de narativele false promovate de unii politicieni de la Chișinău. Diferențele mari, atât din punct de vedere procentual cât și numeric, dintre volumul exporturilor ce se îndreaptă spre UE în raport cu alte piețe, ar trebui să fie reflectate corespunzător și în percepțiile cetățenilor, se arată în nota analitică a studiului. De cealaltă parte, din perspectiva principalilor parteneri comerciali din interiorul UE pentru Republica Moldova, răspunsurile respondenților au demonstrat o înțelegere bună a realităților apropiată de datele statistice oficiale. Toate aceste schimbări de atitudine s-ar datora intervenției UE în perioadele de criză ale țării. Accentul pus de Uniunea Europeană asupra necesității reformării sectorului justiției și a luptei eficiente împotriva corupției a generat o mai bună înțelegere în rândul societății a pașilor stringenți ce trebuie parcurși pentru a avansa procesul de aderare, se arată în nota analitică a studiului. Președintele ucrainean le-a cerut liderilor europeni să hotărască la summit deschiderea negocierilor de aderare cu țara sa. Zelenski a menționat că amânarea acestei decizii va oferi o victorie politică președintelui rus Vladimir Putin. We didn't make any mistakes, not a single one. Europe went through this year with dignity and there was no cowardice, no indecision. And Putin gained nothing over the year, neither in the battles against Ukraine, nothing, nor in the attempts to divide and demean Europeans. Zelenski a avertizat că lipsa unei decizii în privința extinderii ar fi și o trădare a oamenilor care își pun speranțe în Uniunea Europeană. And it's very important that Europe doesn't fall back into indecision today. Nobody wants Europe to be seen as untrustworthy or as unable to take decisions it prepared itself. O Moldova europeană este o țară în care lucrurile funcționează, susține Viorel Jardan. Totuși sunt mult prea multe de rezolvat, iar bugetele locale sunt insuficiente, spune primarul de Lozova din raionul Strășeni. Trebuie să punem accentul dacă vorbim despre planurile de viitor, să pornim de la elementul de bază, care nu este un lux, dar este o necesitate stringentă. Mă refer la partea de apă și sanitație, canalizarea, care deja este inevitabil. De acest element trebuie să beneficieze fiecare locuitor. Este nu un confort, dar o necesitate. Orice proiect, așa cum vedem în țările civilizate, implică și contribuția pe lângă cea a administrației publice și a cetățeanului. Și nu doar, dar și asigurarea durabilității, implicarea acestuia în buna funcționare a serviciului de acum încolo. Primarul susține că, fiind aproape de capitală, localitatea poate oferi un trai decent tinerilor. Putem ține acasă tinerii, putem crea confortul pe lângă cel tehnic, cel sufletesc, cel spiritual, pentru a ține lumea unită la noi în comunități. Lozova, la moment, se află, nu zic ca model, dar eu deja o consider cu pași spre tendință europeană. Dacă vorbim de serviciile care le putem presta astăzi și condițiile, pentru că consider Lozova o localitate încă vie, ținând cont de numărul populației, ținând cont de amplasarea, oficial avem sub 6.000. Cifrele reflectă productivitatea scăzută și lipsa de alternative reale și arată cât de necesare sunt crearea de locuri de muncă și diversificarea activităților din mediul rural. Pentru dezvoltarea localităților trebuie să existe un dialog permanent între autoritățile locale cu cele centrale, este convins primarul. De la guvernare așteptăm doar deschidere
pe segmentul necesităților stringente ale noastre, acolo unde este nevoie de asigurarea cofinanțării și nu avem această posibilitate la nivelul bugetului local, avem nevoie de suportul administrației centrale. Țara se află într-un moment istoric din evoluția ca stat. În această perioadă, Republica Moldova își definește rolul său în lume și prin ceea ce noi toți facem, decidem ce fel de țară construim pentru noi și pentru generațiile viitoare, spune Viorel Jardan. Toți cetățenii Republicii Moldova împreună cu primarii nu au altă opțiune la moment decât viziunile și valorile europene. Nu pot să cred dacă în suflet cineva mai are nostalgia perioadei sovietice, regimurilor totalitare este doar o percepție și o viziune a dumnealor, dar nu cred că există cetățean în Republica Moldova care să pună la îndoială modelul de dezvoltare în Republica Moldova, altul decât cel european. Primarul susține că Republica Moldova a rezistat și chiar a început să se dezvolte doar datorită sprijinului prietenilor externi. La moment, realitatea demonstrează că nu avem capacitatea de a ne dezvolta în măsura așteptărilor noastre, altfel decât cu suportul și modelul și susținerea tehnică a partenerilor de dezvoltare. Dar vedem viitorul ce ne va demonstra următoarele bugete, următoarele realități din perioada. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă și Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile nu vor fi închise. Precizarea a fost făcută de Alla Nemerenko, ministra Sănătății, în contextul în care în presă au apărut informații privind închiderea unei instituții medicale. Angajații celor două instituții cer demisia ministrei Sănătății. Potrivit Alei Nemerenko, această reorganizare nu presupune închiderea vreunui spital, ci doar comasarea sub un management comun, având în vedere specificul similar al acestora, tratarea maladiilor contagioase. Ambele spitale sunt de nivel terțiar și activează la o capacitate redusă din punct de vedere economico-financiar. Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile lucrează cu o capacitate de doar 40% din fondul activ de paturi, iar Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă nu are secție de terapie intensivă, secție pediatrică, laboratoare performante. Gestionarea comună a acestor două instituții medico-sanitare va contribui la optimizarea proceselor administrative și la eficientizarea resurselor financiare pe care le dețin ambele, permițând astfel concentrarea resurselor către îmbunătățirea serviciilor medicale calitative oferite populației. Se arată în postarea ministrei Sănătății. Totodată, instituția precizează că reorganizarea nu presupune închiderea instituțiilor medicale cum se vehiculează în spațiul public, ci optimizarea cheltuielilor, restructurarea și investițiile care se vor efectua în infrastructură, capacități și competențe, într-un management comun al instituțiilor. Managementul comun este un model de mult practicat în multe țări și oferă o creștere și eficientizarea capacităților instituției. Pe 5 decembrie, Ministerul Sănătății a propus fuzionarea acestor instituții medicale pentru a reduce cheltuielile birocratice și de management. Propunerea aflată în dezbatere publică a fost criticată dur de angajații Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Pe 13 decembrie, peste 100 de angajați ai instituțiilor medicale au ieșit în stradă pentru a-și manifesta dezacordul față de decizia de comasare a celor două instituții pe care le reprezintă. Protestatarii au mers în marș pașnic până în fața guvernului, unde au protestat timp de o oră. După ce Republica Moldova a ignorat adunările CSI, Vladimir Putin declară că nu mai este interesat de prezența țării în organizație. Președintele Federației Ruse susține că este decizia conducerii Republicii Moldova să dea țării o altă direcție de dezvoltare. Dacă Moldova nu vrea să fie участником этого процесса. Ну, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, такому и быть. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы, мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся.
În luna mai, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că Republica Moldova se retrage din adunarea interparlamentară a CSI. Decizia a fost luată după consultări cu președintea Maia Sandu, Partidul PAS și cetățenii, a precizat Igor Grosu. Pe fundalul agresiunii militare ruse în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au anunțat retragerea treptată din CSI și au denunțat deja 10 de acorduri semnate în cadrul organizației create în 1991 după destrămarea URSS. Ministerul Apărării din România a anunțat că pe teritoriul său a fost găsit un crater de 1,5 metri adâncime, urmarea prăbușirii necontrolate a unei drone utilizate în atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene. Anterior, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, în zona Grindu, județul Tulcea. Ministerul Afacerilor Externe ale României anunță că a fost convocat șeful misiunii diplomatice a Federației Ruse. Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, iar autoritățile române au trimis mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert. La ora 22:45 către localnicii din mai multe localități din județele Galați și Tulcea, aflate aproape de granița cu Ucraina. În context au fost ridicate aeronavele F-16 și Eurofighter Typhoon de la bazele Fetești și Mihail Cogălnicianu pentru misiuni de supraveghere a spațiului aerian. Este al 5-lea incident de acest gen și primul din ultimele 2 luni. Ultima dată Ministerul Apărării a anunțat că a descoperit un crater de dronă pe 12 octombrie. În localitatea Plauru din județul Tulcea. Celelalte incidente au avut loc în septembrie. Rusia amenință deschisă România. Dacă avioanele F-16 folosite de Ucraina decolează de pe teritoriul României, atunci se va considera că Bucureștiul participă direct la război. Recent, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat: ținând cont de distrugerea unei părți semnificative a infrastructurii aerodromurilor de pe teritoriul Ucrainei, există o mare probabilitate ca avioanele tactice de luptă F-16 transferate forțelor armate ucrainene de către statele membre NATO vor efectua zboruri din bazele aeriene din Polonia, Slovacia și România. România a inaugurat luna trecută la baza aeriană 86 Fetești un centru european de instruire pentru pilotarea aeronavelor F-16. Acesta va pregăti piloți români pentru operarea aeronavelor F-16 care vor intra în dotarea forțelor aeriene ale României, dar și piloți din aviații aliate și partenere, inclusiv din Ucraina. Continuăm cu alte informații. Republica Moldova a devenit în acest an cea mai premiată țară din Europa de Est pentru calitatea vinului. Vinurile moldovenești duc faima țării pe arena internațională, iar cea mai atractivă piață de desfacere rămâne a fi România. Conform datelor statistice publicate de Organizația Internațională a Vinii și Vinului, consumul vinului scade, dacă vorbim global, nu pe piețe. Noi din cauza aceasta și ne orientăm pe piețele noastre tradiționale, piețele ca de exemplu România sau piețe cu perspective cum ar fi Polonia sau Olanda. Noi totodată lucrăm cu noi piețe care sunt în vizor, așa piețe precum Japonia, Coreea de Sud, Germania, Danemarca, Marea Britanie, Statele Unite, Canada. Este un listă determinate de țări în care noi dorim cel puțin o dată în lună, o dată în trimestru să organizăm activități de comunicare, de promovare, în așa fel încât consumatorul să cunoască despre noi și să lucrăm totodată companiile de comunicare. Piața din Uniunea Europeană a fost colacul de salvare pentru vinificatorii moldoveni după embargoul impus de Federația Rusă. Noi suntem bucuroși că acum 55% din vinurile noastre exportate sunt în Uniunea Europeană, ceea ce până la embargo evident că era diferența total opusă. Tot mai mulți vinificatori au început combinarea soiurilor autohtone istorice cu practicile moderne de vinificație pentru a produce vinuri de înaltă calitate, cu caracter autentic și unic, spune directorul Oficiului Național al Viei și Vinului. Multe companii din diferite sectoare doresc să investească în sector vitivinicol și aceasta este un indicator faptul că într-adevăr se consideră ca un sector care este strategic, care este rezistent la schimbările care sunt inclusiv globale, care noi vedem post-COVID situații, care este acum cu logistică și este totodată, la moment sunt aproximativ 69 de mici producători, însă noi cunoaștem că fiecare a doua persoană în Republica Moldova, fiecare a doua gospodar este un mic producător. Din cauza aceasta 69 în comparație cu mii de producători în fiecare gospodar, desigur că este un număr mic. Însă este îmbucurător faptul că aceștia 69 din producători, ei mulți din trânși obțin medalii
la concursuri internaționale și asta reprezintă, într-adevăr, sunt vinuri calitative, vinuri recunoscute la nivel mondial de către experți. Efortul vinificatorilor a fost recompensat cu peste 6.000 de medalii obținute în competiții internaționale prestigioase în ultimii 5 ani. Aceste succese sunt o mărturie a muncii și viziunii vinificatorilor, care au transformat Republica Moldova într-o destinație vinicolă fascinantă, susține Ștefan Iamandi. Este o ambiție a noastră de a comunica prin intermediul turiștilor care vin în Republica Moldova. Este cu mult mai ușor de a comunica turiștilor despre Republica Moldova, de a prezenta vinurile noastre, de a prezenta bucătăria noastră, tradițiile noastre, adică este un ansamblu total a Republicii Moldova, ca ulterior ei să se ducă și transmită această experiență unică care au în Republica Moldova. Însă micii producători, ei este un contact direct cu ei deoarece sunt familia. Mici producători, asta și înseamnă, este familia, soțul, soția, bunei, copiii, sunt toți implicați în acest sector și toți au o pasiune foarte frumoasă. În general, toți vinificatorii au pasiunea aceasta, fiindcă noi tot timpul spunem că Republica Moldova este o țară mică, însă cu inimă mare. Exact aceeași reprezintă mici producători. În 2022, exportul vinurilor s-a cifrat la 254 de milioane de dolari. Profesia de lemnar rămâne a fi actuală chiar și în rândul tinerei generații. Pavel Cotelea cultivă dragoste pentru acest meșteșug în sufletele celor mici. Copiii învață cum să pună în valoare lemnul și cum pot deveni, peste ani, lemnari scusiți. Pavel Cotelea este lemnar de 20 de ani, iar acum transmite tinerei generații profesia de lemnar. În timpul de azi, adică mulți preferă să înveți profesii de IT sau inginer sau profesor, dar lemnul rămâne de acum, adică mulți nu cam vor. Și mi-e tare plăcut când e că vin copii și vor să prelungească anume activitatea asta de lemnar. Lemnul întotdeauna să fie lemn, adică el trebuie de prelucrat. El arată foarte frumos, în oricare loc, în casă, afară. Pentru a realiza lucrări în lemn este nevoie, în primul rând, de multă răbdare, pe lângă pasiune și dedicație, spune lemnarul. Iată că facem așa ceva, așa un meșteșugaș mic pentru copii, pentru depus pe masă de lecții. Vine spate de pus un căion, un toc, nu, e ca anume pentru lecții. Și astăzi învață să-l facă, da, și să le ia cu ei. Da, ei se învață. Ceea ce nu pot, eu îi mai ajut, le arăt acolo. Îmi pare foarte bine că ei vor asta. Copiii acolo să fie la intrare din apartament sau acolo în casă, să fie ca așa un telefon. Adică unde de pus cheile, să fie niște cuieri, adică ceva, dar puțin mai încolo. Copiii vezi tare mult să facă din șuruburi, ia ca numărul apartament. Nu toți copiii care lucrează cu lemnul vor fi meșteri, dar cu zâmbetul pe buze spun că le place ceea ce fac. Chiar îmi place, e destul de interesant, că creativitatea... O dezvolți. Da, da, o dezvolți. Îți exprimi ideea prin a face ceva prin lemn. Mă exprim într-un anumit fel în care cu altceva n-aș putea să mă exprim. Cum anume? De exemplu, pot să fac o sculptură sau... care mie mi-ar place. Lemnul este foarte căutat și dacă n-are cine să lucreze, păi dacă ești gata să muncești, nu e atât de greu, plus că îți place. De ce ai decis să vii la aceste cursuri de lemn? Pentru că e o profesie cumva uitat. Ca un hobby, plus că este ceva interesant și consider că n-ar trebui lăsat trecutului. Fac un pahar, îmi spune pixurile, vreau să devin lemnar. Vrei să fii lemnar? De ce? Că să fac bani. Cu ce se ocupă lemnarul de fapt? Păi, copace, face. O diferită obiecte. Un fel de holder. Și foarte interesant și util. Îmi place să construiesc diferite chestii utile. Scopul acestor lecții este de a reînvia profesiile de altă dată, dar și de a crește bărbați puternici, spune Pavel Pașcan, cel care a plănuit ca aceste cursuri de meșteșugărit să îi îndrăgostească pe copii de ceea ce înseamnă arta lemnului. Orice părinte vrea să fie mândru de băiatul, viitorul bărbat din casă, care poate singur să pună un cui, care poate să pună ceva pe perete fără a chema
cineva din afară și el achita pe oră. Adică avem drept scop să le dezvoltăm și partea asta în copii, ca ei să fie încrezuți în forțele proprii și datorită la chestia dată, la proiectul acesta, noi le oferim un sistem de mic succes, de mici succese, da? Adică ei au o lecție care durează 90 de minute și în cadrul acestei lecții copiii învață și fac până la sfârșit un obiect cu propriile mâini. Și ca rezultat asta ne oferă, spunem așa, un viitor, da? Unde copiii încep și duc până la sfârșit. Președinția a dat start sărbătorilor de iarnă. Înconjurată de copii, angajații ai instituției prezidențiale, dar și colindători, șefa statului Maia Sandu a inaugurat pomul de Crăciun. În acest an, guvernul a lansat campania Hai acasă de Crăciun în toate localitățile. Administrațiile publice locale din satele și orașele noastre sunt pregătite să organizeze sărbători frumoase și să pună în valoare artiștii locali și tradițiile locului. Bucuria de a fi acasă de Crăciun ne încălzește sufletele și ne dă speranțe de viitor, a scris președinta Maia Sandu pe pagina oficială de Facebook. Mesajul a fost însoțit de un scurt video de la eveniment. Eu am aici o carte pe care mi-a dăruit-o Spiridon Vanghele în 2013 și sunt foarte mândră de asta. Uite câți semănători ți-au venit la sărbători. Și-au semănat fulgii, cerdacul, casa, curtea, pădurea, până au înălbit totul în jur. Și în acest an, toți cei care doresc să admire pomul de Crăciun de la președinție o vor putea face. Ușile instituției vor fi deschise până pe 15 ianuarie, de luni până vineri, între orele 17 și 18, iar sâmbătă între orele 12 și 13. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul vocea basarabiei.md și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!